Preasfințitul Părinte Episcop Dr. Vasile Coman s-a născut la data de 25 decembrie 1912 ca și fiu al lui Ioan și al Ioanei Coman și ca al doilea copil din cei 9 ai familiei. Între anii 1919-1923 urmează școala primară în comuna natală, după care clasa 1 la gimnaziul din Sebeș Alba, iar apoi clasele a 2-a și a 7-a la liceul Aurel Vlaicu din Orăștie. Între anii 1930-1934 urmează Academia Teologică din Sibiu, făcându-și debutul scriitoricesc la anul 1933 cu o cronică asociație studențească și cu o recenzie la cartea Biserica și problemele ei sociale. La data de 30 iunie 1934 obține diploma de licență în teologie la Academia Teologică Andreeană din Sibiu, prezentând lucrarea Doctrina despre Purgator și combaterea ei, iar la data de 3 octombrie același an obține diploma de capacitate preoțească. Între anii 1934 și 1935 urmează ca și bursier al Mitropoliei Ardealului la Facultatea de Științe Naturale din Cluj. La data de 4 ianuarie 1936 se căsătorește cu învățătoarea Aurelia Curcubătă, verișoara primară a ilustrului teolog Dumitru Stăniloae și nepoata preotului Iordan Curcubătă din Budimă. La data de 27 februarie 1936 este hirotonit preot de către Preasfințitul Părinte Episcop Dr. Vasile Stan în Catedrala Metropolitană din Sibiu și instalat ca și administrator parohial în comuna Șirnea, județul Brașov, unde va rămâne până la data de 1 septembrie 1937. În același an, 1936, la data de 10 noiembrie, este licențiat în teologie ortodoxă cu media distinție la Universitatea Regele Carol al II-lea din Cernăuți, prezentând lucrarea Învățătura romano-catolică despre purgator și combaterea ei. La data de 10 februarie 1937, primește diploma de licență în teologie a Universității Regele Carol al II-lea din Cernăuți, după care urmează seminarul pedagogic din Cluj, iar în sesiunea din iunie promovează examenul de capacitate pentru profesor în specialitatea religie cu media 9.50. La data de 19 mai 1938 se naște primul copil, Vasile. Iar în același an, la data de 1 septembrie, este numit profesor de religie la Liceul Andrei Șaguna, unde predă până în anul 1942. În anul 1948 îi apare o lucrare în omagiu înalt preasfințitului Părinte Nicolae Bălan din Sibiu, iar în ziua de 8 martie, același an, primește medalia centenarului Regele Carol I pentru contribuția adusă în zestrării armatei. În anul 1941, la data de 25 iulie, se naște al doilea fiu pe nume Dumitru și în același an îi apare și lucrarea la Sibiu, Adevărul Ortodox și greșeala sectară despre Sfânta Tradiție. În anul 1942, în luna lui iulie, este ales și instalat ca paroh la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Brașov, cetate. În anul 1943 îi apare lucrarea Hristos și tineretul meditației. În același an, 1944, se înscrie la doctorat la Facultatea de Teologie din București, pregătind teza cu titlul Rugăciunile pentru căpetenia și autoritățile statului în cultul creștin, la Catedra de Liturgică a reputatului liturgist, profesor, preot Petre Vintilescu. În același an îi apare și lucrarea Religie și caracter, contribuții la recunoașterea și predarea religiei în epoca adolescenței.
La data de 21 februarie 1945, susține cele 5 lucrări de seminar obligatorii în cadrul programului doctoral la disciplinele îndrumări misionare, sectologie, teologie pastorală, drept bisericesc, omiletică, catehetică și liturgică. Tot în același an îi apar și lucrările Exorciștii în dreptul bisericesc și culegerea de predici la cununie Hristos în familie. În anul 1946, la data de 21 februarie, susține examenul de admisibilitate la doctorat, obținând media 10 și calificativul magna cum laude. La 30 iulie 1946 se naște fiica Maria Aurelia, alintată Mărioara. În 1947, la data de 24 octombrie, obține titlul de doctor în teologie al Facultății de Teologie din București cu media 10, calificativul magna cum laude, avându-l ca și referent principal pe părintele profesor doctor Petre Vintilescu. În 1947 îi apare lucrarea Cartea în slujba păstoririi creștine, iar în 1949 urmează cursurile de îndrumare pastorală, obținând media 10. În anul 1950, de sărbătoarea Rusaliilor, este hirotesit de către înalt preasfințitul Nicolae Bălan ca și iconom stavrofor. În anul 1957, la 1 ianuarie, este numit protopop al Brașovului de către înalt preasfințitul Iustin Moisescu, mitropolit al Ardealului. În toată această perioadă, colaborează cu studii, recenzii, articole și predici la diverse reviste de specialitate din țară. În anul 1960 este hirotesit stavrofor de către mitropolitul Nicolae Colan al Ardealului. În anul 1969, la data de 17 august, în urma unei îndelungate suferințe, trece la cele veșnice soția părintelui, protopresbitera Aurelia. În anul 1970, la data de 13 decembrie, Colegiul Electoral Bisericesc îl alege episcop al Oradiei în locul rămas vacant prin pensionarea episcopului Valerian Zaharia. La data de 23 decembrie 1970, este tuns în monahism la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, Făgăraș, și ridicat la rangul de arhimandrit. La 27 decembrie același an, este hirotonit arhiereu în Catedrala Metropolitană din Sibiu de către înalt preasfințitul doctor Nicolae Mladin, mitropolitul Ardealului, preasfințitul Teofil al Clujului și preasfințitul episcop vicar Visarion Aștileanu. În anul 1971, la data de 10 ianuarie, este instalat ca episcop în Catedrala cu Lună din Oradea de către înalt preasfințitul doctor Nicolae Mladin, înalt preasfințitul părinte doctor Nicolae Corneanu, de către preasfințitul Teofil Herineanu al Clujului și de către preasfințitul părinte Teoctist Arpașu al Aradului. În anul 1972, în luna august, are loc vizita prefericitului părinte patriarh Justinian Marina la Oradea. Iar în anul 1973, la data de 25 noiembrie, sfințește paraclisul episcopal și inaugurează muzeul de cărți și obiecte bisericești vechi de la reședința episcopală. În același an, publică lucrarea Cuvântări liturgice, o culegere de predici la Sfânta Liturghie, mare parte din acestea fiind rostite la Biserica Adormirea Maicii Domnului din cetatea Brașovului, pe când era încă parohul acesteia. În perioada anului 1975, mai precis 20-30 mai, face parte din delegația Bisericii Ortodoxe Române care vizitează Țara Sfântă. În cadrul aceleași vizite, primește medalia Buna Vestire din Nazaret, instituită de către Papa Leon al XIII-lea
de la custodele catolic al Țării Sfinte, Maurilo Sacchi. La 25 mai este distins de către Patriarhul grec Benedict cu crucea de aur a Sfântului Mormânt. Iar la data de 28 mai, în aceeași delegație, face parte din soborul ierarhilor în frunte cu Patriarhul Justinian, care sfințesc paraclisul așezământului românesc de la Ierusalim. În anul 1976, între 3 iunie și 3 iulie, face parte din delegația Bisericii Ortodoxe Române care vizitează Arhiepiscopia Misionară Română din America și Canada. 2 ani mai târziu, la data de 11 mai, participă la vizita delegației Bisericii Ortodoxe Române făcută Arhiepiscopiei Misionare din America și Canada. Între anii 1978 și 1979 participă la o serie de conferințe, printre care amintim conferința din Suedia, din localitatea Sigtuna, unde publică o conferință interesantă legată de dialogul cu bisericii luterane, totodată aici prezentând și un amplu referat. În anul 1979, în perioada 19-23 noiembrie, participă în localitatea Glossar din Republica Federală Germania la dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Republica Federală Germania, susținând în cadrul acestei conferințe referatul cu titlul Însemnătatea Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții în viața liturgică a Bisericii Ortodoxe. În anul 1980 îi apare cartea de predici Slujind lui Dumnezeu, slujind oamenilor. Iar în anul 1983, între 5 și 18 februarie, face o vizită în Austria, în localitățile Viena și Salzburg, la invitația Fundației Pro Oriente. În anul 1984, în perioada 2-9 septembrie, participă la Heidelberg, la lucrările Seminarului Teologic Sud-Est European, având ca temă alegerea Harului și viața liberă a omului după tradiția Bisericii de Înstăruit și Apus, prezentând conferința cu titlul Trepte ale comunicării credincioșilor în Sfânta Liturghie. În anul 1985 participă la a patra întrunire a dialogului dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania cu tema Mântuirea lui Hristos și vindecarea lumii, susținând cu acest prilej referatul introductiv. În anul 1983, în perioada 23-31 mai, participă în Statele Unite ale Americii, la Allentown, la al treilea dialog general ecumenic între Biserica Ortodoxă și Federația Luterană Mondială, având ca temă Revelația Divină. Tot în același an, 1985, îi apare și lucrarea Cuvinte pentru Suflet. În anul 1986, participă la a opta sesiune de lucru a Seminarului Teologic Sud-Est European, care s-a desfășurat la Budapesta, având tema Mistica în tradițiile bisericilor din Răsărit și Apus, unde a prezentat referatul intitulat Asceză și mistică în liturghia ortodoxă de rit bizantin. La 25 decembrie 1987 este serbat la împlinirea vârstei de 75 de ani în paraclisul de la reședința episcopală în prezența mitropolitului Antonie al Ardealului și a episcopului vicar patriarhal Vasile Târgovișteanu. În anul 1988, starea precară de sănătate îi slăbește dinamismul misionar. Cu toate acestea, în anul 1990, reînvie revista bisericească a Eparhiei Oradiei Legea Românească. Sfințește piatra de temelie a Catedralei Celei Noi din Oradea, alături de noul arhiereu vicar al eparhiei, dr. Ioan Mihălțan. Are o contribuție importantă la reînființarea învățământului teologic ortodox orădean. Prin grija rectorului
profesor universitar doctor inginer Teodor Maghiar, înființează Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Oradea. Alături de venerabilii profesori de teologie, profesor universitar doctor Dumitru Abrudan, arhidiacon doctor Teodor Savu, profesor doctor Gheorghe Lițiu și preot doctor Dumitru Megheșan. În același an, 1991, face demersurile necesare pentru aducerea la Oradea, în cripta episcopală, a osemintelor episcopului martir Nicolae Popovici, ilustrul său înaintaș. În anul 1992 îi apare ediția a doua a cărții Religie și caracter, iar la data de 10 iulie 1992 este chemat la Domnul în soborul Ierusalimului de Sus, după 35 de ani de slujire preoțească și 21 de ani de slujire arhierească în cetatea Oradiei celei mari.